Bună seara, stimați telespectatori. Am mai trecut o săptămână, o săptămână de vară. Și uitați, avem și luna la cuptor și într-adevăr ne-am cam prăjit săptămâna trecută. Noroc că astăzi, începând de aseară, vremea s-a mai răcit, iar temperatura este de-a dreptul plăcută. Stimați telespectatori, astăzi vom discuta despre economia românească după criza coronavirus. Am ca invitat pe domnul inginer Doru Scripcaru, președinte UGIR, cu care voi încerca să dezbat această temă. Fără discuție că nu știm cât va mai dura această pandemie de COVID-19, discuțiile și în special în mediul online și la televiziuni sunt din ce în ce mai aprinse. Unii susțin că gripa am avut întotdeauna iarna, alții susțin pe bună dreptate că la 100 de ani am avut de-a lungul istoriei câte o pandemie care de multe ori a omorât mai mult de jumate din populația globului, nu de multe ori, singură dată, mai mult de jumate din populația globului, în alte țări până la 70-80%, iar toate aceste discuții sunt purtate de oameni cu știință de carte, cu oameni care sunt, aș putea spune, profesioniști în domeniul medical. Bun, sunt opinii, opiniile trebuie discutate, mai ales când vorba de specialitate, iar când se ajunge la un adevăr demonstrat științific, opinia trebuie să devină certitudine și, de ce nu, obligatorie pentru populație. Nu putem noi să ne trezim acum atât de deștepți ca Țața Rada și Baba Ioala, nu știu după unde, să înceapă să dea interviuri la televizor despre temir ce, ea neavând nici măcar capacitatea de a vorbi limba corectă, limba română corect sau de a face un minim de acord între subiect și predicat. Cam în stadiul ăsta ne aflăm astăzi. Ca să revin la tema, această epidemie de COVID-19, mai nimeni nu știe cât va dura. Discuta ieri pe un post național, cel mai autorizat specialist în domeniu, că mai durează până să ajunge la vârf încă vreo 2 săptămâni, după care va scădea numărul celor îmbolnăviți. Deci, practic, se cunosc niște principii pe care le respectă și această pandemie de COVID-19. Și atunci plecăm de la aceste principii și putem face o sumedenie de teorii despre ce se va întâmpla. Dar dacă în domeniul medical nu știm, nu avem siguranța la ceea ce se întâmpla, știm sigur că problemele economice nu vor dispărea odată cu cele medicale. Spun acest lucru pentru că și economia presupune viață, presupune ani de muncă, de eforturi deosebite și fără economie omul nu poate trăi astăzi și pentru că munca l-a creat pe om, l-a transformat din vânător pescar în agricultor, în producători de bunuri materiale și într-un final la civilizația actuală unde pe lângă hrană, după ce se satisfac nevoile sociale conform piramidei lui Maslow, cu cât urcăm spre vârful piramidei, dorințele de satisfacție devin altfel. Altele, cultură, muzică, alte și alte, departe de baza piramidei lui Maslow, adică de acele necesități fiziologice care omul le are. Dacă e să discutăm când vom scăpa de criza economică, cât de cealaltă vom vedea,
Aș vrea să discut cu domnul inginer Scripcaru măcar o opinie. Vom reveni cândva măcar la ritmul de dezvoltare care l-am avut înainte de criză? Sau altfel spus, vom apuca să mai vedem un trend de dezvoltare economică ca înainte de criza de COVID-19? Domnul inginer Doru Scripcaru. Domn profesor, în primul rând, permiteți-mi să fac o urare membrilor CECAR. Astăzi este Ziua Națională a Contabililor din România. CECAR-ul face parte ca structură integrantă din UGIR și doresc la toți membrii CECAR numai bine, realizări, un nou an cu multe, multe bucurii și în special multă sănătate. Revenim? O mențiune. Spune telespectatorilor ce înseamnă CECAR. Că tu ai o prescurtare pe silabe ca om care depinzi de CECAR sau ai da. Relații cu CECAR-ul. Știi ce înseamnă? Dar spun eu, dintr-o șută de telespectatori, nu știu ce. Deci ca să fie pe direct și cel mai simplu, este structura de organizare a contabililor din România. Nu, nu mai a contabililor. Și a experților în economie. Ei au și în plus. Nu privi doar partea îngustă. Păi contabilul este și parte din economie și contabilitate primară. Ca și experții. Experți care contabili, sunt, da. Deci, ca să înțeleagă, este o formație profesională prin excelență, formată din oameni de elită, foarte bine pregătiți. Cu oameni speciali. Specializați și profesioniști și oameni de acțiune. Este, pentru noi, UGIR-ul este o mândrie că această structură face parte din structura noastră mare. Revenind la dumneavoastră, vreau să fac o mare precizare. După părerea mea, ar trebui să nu mai folosim cuvintele repornirea economiei. Este un ansamblu de cuvinte cu totul depășit. Ar trebui să discutăm de restructurarea economică la nivel mondial cu afectarea... Am folosit eu cuvântul de repornire? Nu, dar mă refer în mass media. Am discutat și în emisiunile trecute. Restructurarea economiei la nivel mondial, sigur, cu afectarea tuturor țărilor. Fiindcă, pe fondul întrebării directe pe care ați spus-o, s-ar putea ca din punct de vedere valoric să atingem undeva PIB-ul. De ce? Avem o creștere deosebită a prețurilor, se mai întâmplă niște infuzii în de capital. În valoare absolută, vrei să spui. Exact. Dar, ca structură economică, nici pe departe nu vom avea aceeași structură și nu vom atinge. Vor apărea alte forme noi, vor... știți cum? Părerea mea este următoare. Vorbeam de pandemie, fenomen global, mondial. Acum trebuie tot așa să vorbim. Fiindcă, vedeți dumneavoastră, Uniunea Europeană spune, dăm un trilion de euro infuzii țărilor. Vedeți dumneavoastră, fiecare țară are o tendință să-și apere propriul popor, să-și apere propria națiune. Și rău asta? Nu. Mai mult decât atât, fiecare se confruntă cu niște greutăți colosale. Gândiți-vă că americanii astăzi, când vorbim, au peste 2 milioane de șomeri. Sunt 2 milioane, nu sunt 100 de mii, 200 de mii. Gândiți-vă că au trecut o săptămână de la investirea... 2 milioane din 200 de milioane de locuitori nu reprezintă un procent foarte mare. Domn profesor, așa este. Dar gândiți-vă altceva. Păi așa cuvântul trebuie șomaș, raportat. Da, e 1%, noi avem 4-5%. Atunci spun altceva. 4-5% este numărul, este coeficientul de șomaș cel mai optim. Pentru 2-3%. În fine, am unele cărți da. Spuneau așa, că permite ca să 3-4%. Fie hai să facem personalul media, care da. Este angajat să fie sub o oră care e presiune, hai să fiu corect, hai să muncesc, hai să mă implic, fiindcă dacă nu vine cel de afară. Adică îi creează o responsabilitate în plus celui care lucrează. Îi creează o presiune. O presiune, de acord cu dumneavoastră. Acum, făcând trimitere la faptul că imediat după alegeri, Franța declară că vom avea o contracție peste 10%, asta înseamnă că acea prognoză pe care o dat Uniunea Europeană, că în general va fi un declin de 6%, este sub semn de întrebare. Iar pentru noi, care depindem de economia... Este o opțiune optimistă.
Da. Sau da. Super optimist. Da. Atunci, pentru noi, trebuie să avem cu tot o altă abordare. Nu știu dacă e cazul, dar eu spun un lucru. Va fi foarte greu și cred eu că într-un viitor foarte apropiat se va schimba o mare mentalitate a guvernelor tuturor țărilor și m-aș bucura dacă și ei noștri ar înțelege lucrul acesta. În sensul că să se treacă de la o prognoză dată de un buget anual într-un buget multianual. Ideea asta deja a prins contur în multe țări. Chiar UE-ul își stabilește perioade de 4 ani, 7 ani, 3 ani. Adică nu mai poți, în special după o pandemie, când ai distrus importante zone, structuri economice, să spui că fac un buget scurt. Nu poți, fiindcă în general revenirea înseamnă investiții pe care automat le duci într-un număr mai mare de ani. Și atunci, în măsura în care toate partidele... Vrei să spui, să vorbești despre prognoze multianuale. Sigur, sigur, sigur. Și chiar, bineînțeles, cu posibilități de finanțare pe multianuale. Faci buget pentru așa ceva, cu defalcare fiecare an în parte, cu obiective, termen, cine răspunde cu... Așa cum se face o investiție. De unde bani, forțe de muncă, cine dar mai face... mai răspunde cineva în România? Domnul profesor, fac o treabă care... Foarte mult poate se vor uita urât la mine. Dumneavoastră știți că în vechiul regim, țările capitaliste, vorbind de organizarea lor politică, spuneau așa, trebuie să studiem doctrina de formare și funcționarea partidelor comuniste. Deci, nu spunea să-i luăm, ci structura, modul de funcționare. Ori dacă vedeți, nu exista comitet municipal, județean, care să n-aibă un sector economic, un sector industrie, un sector pentru agricultură și așa mai departe. Deci, aceste ramuri mari, aceste structuri, aceste părți componente trebuie urmărite. Urmărite nu numai declarativ când vin eu în cazul unor alegeri și spun că voi face. Era o structură care nu mai corespunde. Dar nu vorbesc ca structură, astăzi. Undeva ca principiu, că trebuie ca să urmărești, domn profesor. Niște principii sunt pentru socialism, alte principii pentru capitalism. Sunt lucruri absolut diferite. În capitalism, scopul este obținerea de plus valoare, de plus profit și însușirea lui de capitalist într-o proporție negociată cu sindicatele, da, cu forța de muncă, pe când dincolo scopul era altul. Era satisfacerea cât mai deplin a nevoilor. Dar tot pe baza unui profit obținut. Că nu puteai să spui că da, dai... Altul era scopul. Aici se închide fabrica pentru că nu s-a obținut profitul respectiv. Dincolo nu se închidea fabrica sub nicio formă, că oamenilor nu mai aveai să le dai de lucru. Deci sunt sisteme total diferite. N-avem ce lua de la un sistem și pune la celălalt. Dar n-am spus asta. Păi, Am spus lucru, că trebuie să urmărim. Adică nu poți să spui că în actuala conjunctură a unui stat democratic nu te interesează agricultura, nu te interesează structura economică ca atare. Și piața liberă va face ce vrea. Nu. Statul de foarte multe ori, și avem multe exemple, Franța, Marea Britanie, care în momente când o firmă privată o șchiopătat, o intervenit, i-a ajutat și așa mai departe. Mai mult politicile fiscale nu le face statul în mod deosebit pentru ei, ci pentru funcționarea lui, adică în sensul că ajut cei care produc și din produsul lor îmi acopăr prin taxe, impozite și așa mai departe nevoile și fac bugetul și funcționează statul. Adică ca să ne lămurim, tu vrei să spui de intervenția statului în economie, în situații de criză. Exact. Asta e cu totul altceva. Pentru că în economia capitalistă, statul trebuie să intervine cât mai puțin în economie. Dar atunci când afectează principii fundamentale din Constituție, el trebuie să intervină, cum e cazul nostru. Deci statul s-a angajat să asigure învățământul, să asigure sănătatea, el trebuie să facă siguranța alimentară și multe, multe alte lucruri. Pe când statul nostru le cam uită.
Aici e marea problemă. Da. Mai mult, statul, în general, politica fiscală o stabilește pentru a merge tot bine. Deci undeva nu intervin, dar supraveghez și ajut în general prin tot ce fac ca să funcționeze acea întreprindere mai mică sau mai mare privată. Vedeți? Și asta e o responsabilitate. Dar ai condus vreodată o întreprindere în economia de piață? Puțin. Puțin? Foarte puțin. Și te ajută statul vreodată cu ceva? Nu, m-a încurcat. După ce am format o mică întreprindere cu niște prieteni buni, a fost acea creștere de 200-300% a dobânzilor. Și luasem un credit. Vorbești de 93-94, exact. 95, da. Și când am văzut haosul ăsta, care am zis, mai mult că toți care formasem această întreprindere, eram oameni de onoare. Adică noi știam că trebuie să funcționeze pe bază de contract, contractul trebuie onorat, responsabilitatea față de impozite, taxe față de stat trebuie plătite. Deci la noi nu exista hai să mergem să vedem ce se întâmplă mâine. Totul trebuia să fie într-o ordine firească. Și când am văzut că există salturi din astea incredibile, de la 1800 de lei, un dolar s-a dus peste noapte la 3000 de lei, atunci am zis că lăsăm în jocul acesta de hazard pe cei care sunt făcuți pentru așa ceva, un fel de roata norocului, fiindcă nu vedeam încă început să economia să fie distrusă și ne puneam întrebarea ce vom pune în loc. Erau bani pe piață și oamenii erau bucuroși că cheltui și aveau așa libertate. Au generat o inflație extraordinară, așa. Bani pe piață, lipsă de produse, da. Aduceau de la turci, Caritasul și și-au produs o devalorizare de 1 la 10.000. Da, și atunci leu, același leu, era un leu nou plus 10.000 vechi. Mișcările politice, care sunt și acum. Domnul profesor, știți care la întrebarea noastră, partea cea mai delicată? Partea cea mai delicată este că toată lumea joacă la două capete. Opoziția. Dacă ei fac mai repede un congres și știm cine este conducătorul PSD-ului, atunci am putea urmări cu multă atenție modul în care se implică, angajamente, ce politică concretă vor să aplice. Așa, pe de o parte, domnul Ciolacu spune ceva, dar eu nu știu dacă iese. Dacă iese celălalt, nu-i va recunoaște. Domnul Ponta. Domnul Ponta spune clar, zice, dorința lui mare este să facă parte din coaliție. Că dacă face parte din coaliție și dânsul și domnul Tărician spune clar, mie îmi dai un sector, domnul Ponta două, că mai este. Să facă o coaliție, nu un partid de coaliție. O coaliție. Dacă nu, zice, eu intru în alegeri. Păi clar că în București domnul Ponta e cunoscut și are priză și a fost prim-ministru și așa mai departe. Deci ia din voturi. La fel domnul Tărician. Și atunci înseamnă că e indiferent ce ne-ar fi pus de partea de aripa din sângă, nu mai câștigă. Și atunci în jocul ăsta, neștiind clar despre ce este vorba, ne este foarte greu să ne pronunțăm față de opoziție. Acum ajungem la ce care conduc. Dar nicio legătură una cu alta, dragul meu. Domn profesor, părerea mea va fi următoare și să o spun. După 1 ianuarie vom avea o inflație fantastică. Fiindcă, indiferent că va fi o creștere, spre exemplu, a pensiilor, cu 20%. Cu ce? 20, cu 10. Nu importă. Eu vă, pe hârtie, nu avem timp și... Eu vă spun că poate să dea creștere 40%. Cum? Simplu. Pentru o inflație uriașă, în sensul că, spre exemplu, un euro se duce în 7 lei și ceva, dintr-o dată, peste noapte, se face acoperirea perfectă a acestor creșteri. Asta e devalorizare, asta e cu totul altceva. De acord cu dumneavoastră, dar această devalorizare le permite lor recuperarea. Nu. Altele sunt mecanisme. Și altele. Da. Și devalorizarea atunci... nu înseamnă că ai bani ca să crești pensiile. Te rog să mă crezi că știu ce vorbesc. De eu vă spun altceva. Până acum, la cât ne-am împrumutat, s-a spus cu ce am garantat? Dar cine ți-a cerut să... Imediat. Garanția noastră... Deci nu există bancă în lume,
ca să-ți deie bani fără să aibă o anumită garanție. Mai puțin la stat, că statele au cu ce garanta. E, nu chiar așa. Nu. Statele au cu ce garanta. Păi au cu ce? De ce îi spun cu ce garantează? Da, cu aurul din care îl are? Sau, cu rezervele minerale? Da, sau. Da, da? Au cu ce garanta. Deci, încă o dată, la ora actuală, în afară de cele vreo 60 și ceva de tone de aur care le mai avem, ce bogății mai avem? De unde ai scos cifra asta? Păi, parcă așa, cândva. Da, e mult mai mult. Da, ce bogății aveam? 745 de miliarde de euro resurse minerale echivalate, dar ele sunt mult mai mult de atâta. Domnule, acestea sunt, dacă sunt exploatate și folosite. Eu vorbesc ca resurse. În exploatare. Da, fără discuție. Valoarea i-o scoți când îl pui în circulație. În circulație. Da, hai că ne-am dus pe dileturi, așa cum se spune. Da. Spuseseți că este un declin de 6% în varianta asta optimistă. Asta este prognoza dată de optimistă, da. Iar în cea pesimistă ar fi de 12%. Eu spun, dacă Franța a recunoscut 10%, noi care depindem de importuri, depindem de multe structuri ale țărilor dezvoltate, vom avea o contracție și mai mare, care s-ar putea să meargă chiar până în 20 ceva, 30%. Și în aceste condiții... Da, hai să lămurim lucrurile astea. S-ar putea că până la noi, astea sunt medii statistice, asta s-ar putea să fie la noi 30% și în Germania 2%. Sau mai... Da, da. Franța spune că e 10%, dar nu cred că francezii sunt mai puțin naționaliști în sensul bun al cuvântului decât nemții. Nu cred. Și atunci ei își vor proteza economia lor, pe când cei care sunt mai de mâna a treia ca noi, ei își vor redresa, își vor întări economia pe baza cui? Cred că pe baza celorlalte state care au o economie mai slabă. Și atunci, știi povestea cu media? Da. Unul în medie spunea că noi mâncăm un pui. Da. Unul mănâncă doi, da. Germania, da. Franța, și altă mănâncă niciun. Media, România, Bulgaria și așa mai departe. Cred că suntem în situația asta. Ce părere ai? Încă dacă suntem în situația asta, înseamnă că împărțim acest necaz cu o mare putere. Fie ea în Germania, fie în Franța sau care sunt. Și îl împărțim? Nu. Dar vedem foarte, foarte clar că fiecare trage pentru el. Gândiți-vă că acum două zile Viktor Orban din Ungaria a spus clar către toți maghiarii care sunt, veniți la noi în țară și veți petrece un concediu foarte plăcut, prețuri foarte mici și noi vă oferim multe, multe avantaje. Deci, și ți se părea normal? Nu. Nici mie nu mi se părea normal. Dar asta spuneam, că fiecare deci țară va trage... Noi așa? Asta mi se părea normal. Noi așa am fost crescuți. De cine am fost crescuți așa? În istoria noastră. Ne-am dus cu plocoane la în alta poartă. Nu poporul s-a dus? Conducătorii, boierimea. Da. La un moment dat ne-am certat și i-am adus pe greci ca să ne conducă, nu? Deci... Unde i-am adus pe greci? Păi nu. Grecia n-a ocupat niciodată România. Nu. Au venit ei ca navigatori, ca oameni de comerț, în special în Dobrogea, da. Nu. În fine. A fost cum spun, da? Nu, asta e istorie și nu o comentăm. Mai mult decât atât, gândiți-vă, în toate alianțele noastre pe care le-am făcut, noi am dat sânge și n-am primit nimic. Mă refer și în primul război mondial, mă refer... Dar știi de ce? Tot datorită conducătorilor. Datorită faptului că am avut conducători trădători de neam. Da. Și țară. Da. Ei, dar lucrul ăsta nu se recunoaște. Păi nu se recunoască. Și acum sunt ascunse supreși o groază de adevărul. Sigur. După aceea, mai este o mare problemă, domnul profesor, a redresa economia, zic eu, cum zic foarte mult și eu sunt totul de acord, că trebuie o schimbare deosebită în partea administrativă.
atât ca organizare, ceea ce atrage automat schimbarea și modificarea numărului funcționarilor, a bugetarilor. Deci România pe undeva este depășită ca formă de funcționare, este foarte, foarte depășită. Deci noi trebuie să avem această tărie, acest curaj să facem acest lucru. Ori, pentru asta, pe de o parte, trebuie să facem această reducere, această nouă schemă de organizare în 15 județe, sau, mă rog, cum vor considera cei care știu mult mai mult decât m-aș percepe eu. Împărțire teritorială, așa. Da? Asta înseamnă automat și partea administrativă. Asta înseamnă mulți bugetari care nu își vor mai găsi locul, ceea ce înseamnă dintr-o dată că statul trebuie să intervină cu mari investiții ca să absoarbă. Da. Să absoarbă ce? Să absoarbă această forță de muncă care va fi disponibilizată mai mult decât atâta. O intrat cu ocazia... Deci pentru asta îi trebuie bani, da? Da. Hai să dăm puțină publicitate pentru TLM ca să câștige bani. Deci publicitate.